dimineața, Natalia. Astăzi dimineață voi lucra doar pentru tine. La secțiunea membrii vei găsi tutorialul tău. Vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că te-ai abonat. Și pentru lucrarea noastră vom avea nevoie de acest fir tip șnur. Voi lucra cu croșetul cu numărul 3 și jumătate și vom avea nevoie de un fir despărțitor. Voi începe lucrarea. Eu am căutat și o altă nuanță, însă nu am găsit. Am ieșit anume să cumpăr fire, dar, așa cum îți spuneam, nu am găsit. Vom începe în cercul magic, lucrând un picioruș scurt, care nu îl vom pune la socoteală. Și vom continua cu alte 6 piciorușe scurte. Acum vom închide cercul magic, vom strânge bine și vom continua în tehnica backloop. Deci vom lucra doar partea din spate a fiecărui picioruș. Vom închide rândul în corespondența primului picioruș cu fir alunecat. Acum numărăm să vedem dacă avem 6. 2, 4, 6. Vom continua lucrând câte o mulțire în corespondența fiecărui picioruș. Deci am făcut primul picioruș, cel de-al doilea. În corespondența primului picioruș vom pune această clămiță despărțitoare, să nu folosești fir pentru că îți cade clămița. Și am făcut prima mulțire. Cea de-a doua, cea de-a treia, cea de-a treia mulțire. Acum voi atașa firul bleu pentru a continua și cu acesta voi intra în corespondența următorului picioruș în felul acesta. De acum vom continua să lucrăm cu acest bleu deschis, însă vom ține pe spate toate firele. Voi încheia acest picioruș din prima înmulțire, îl voi lucra pe cel de-al doilea cu atenție să prindem toate capetele de fir. Cea de-a doua, cea de-a treia, cu 4 mulțiri, așa, să vedem câte piciorușe avem. 2, 4, 6, 8, 10. Trebuie să avem 12 piciorușe scurte când terminăm acest rând. Așa. Deci avem cele 12 piciorușe scurte. Voi scoate firul despărțitor și voi începe următorul rând. Următorul rând va consta în un picioruș scurt, totul în tehnica pe club, un picioruș scurt,
despărțire. În corespondența piciorușului scurt voi pune firul despărțitor. Primului picioruș scurt. O mulțire. Primul picioruș din această mulțire îl voi face cu această nuanță de bleu, apoi voi continua cu roz. Și acum spuneam, nu am găsit altă culoare, voi intra în corespondența aceluiași spațiu și voi atașa firul roz, ținând toate capetele de fire după noi, mai puțin cel de la cercul magic, vom continua să lucrăm. Deci am făcut înmulțirea, voi continua din nou cu un picioruș scurt, o înmulțire. Mă intrigă foarte mult acest model. Înmulțire. După care voi continua un picioruș scurt. Pe care îl voi închide cu nuanța albastru închis. Să nu uităm să purtăm firele după noi. Voi continua cu o înmulțire. Aceste rânduri, primele, sunt cele mai importante, deoarece dăm startul culorilor și apoi ne va fi mult mai ușor. Un picioruș scurt. Iar aici, în această nuanță de bleu, voi face pentru început o mulțire. Voi lăsa deoparte firul albastru închis, voi continua cu bleu și voi face modul în care să duc toate firele după mine. Voi lucra din nou un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Uităm întotdeauna să prindem firele. Voi continua din nou cu un picioruș scurt. Și ultima înmulțire a acestui rând. Acum ar trebui să avem 18 piciorușe scurte în total. Ia să numărăm, avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Deci suntem pe strada corectă. Vom continua rândul 3, pentru că începem rândul 3. Voi începe cu un picioruș scurt doar și vom încheia rândul cu un picioruș scurt pentru a-i da acea formă perfectă rotundă. Vom ține pe spate firele. Deci voi face un picioruș scurt, o mulțire. În corespondența primului picioruș scurt, de la începutul acestui rând, voi pune firul despărțitor și voi continua cu
două piciorușe scurte. Unu. Doi. După care voi trece la culoarea roz și voi purta din nou după mine toate firele. Așa, acele le-am stabilit deja. De acum ne va fi un pic mai ușor. Acum voi face o mulțire. Nu uita că trebuie să duci cu tine firele. O mulțire. Două piciorușe scurte. Eu folosesc un croșet un pic mai mare, deoarece vreau să lucrez cât mai ușor. Aici voi face o mulțire. Să știi că nu-ți va fi ușor să lucrezi. Și voi continua cu nuanța de albastru închis. Acum voi face două piciorușe scurte. Unu. Doi. O mulțire. Două piciorușe scurte. Unu. Doi. O mulțire. Aici unde este culoarea bleu. Care vom continua cu nuanța de bleu. Voi începe doar primul picioruș, deci voi extrage firul și îl voi închide cu nuanța de bleu. Și voi continua cel de-al doilea picioruș scurt, o mulțire, și închidem rândul cu un picioruș scurt. Deci și rândul acesta este gata. Să trag firele bine de desubt. Să încerc să fac piciorușul scurt din nou. Să nu-l prind pe cel de sub. Să știi că nu va fi ușor să-l lucrezi. Spun din start să te pregătești. Și termin cu un picioruș scurt. Așa. Deci am încheiat și acest rând. Voi continua rândul următor. Scot firul despărțitor. Am încheiat cu un picioruș scurt, deoarece am început cu un picioruș scurt. Și voi continua lucrând. 1. Cel de-al treilea picioruș scurt, trei piciorușe scurte, acum
număra și vom pune firul despărțitor. 1, 2, 3. Aici îl voi atașa. 3. Deci acest rând va consta în 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Să te pregătești să ai spațiu suficient unde să întinzi firele. Deci am făcut 3 piciorușe scurte, continui cu o înmulțire. Trebuie să învățăm să controlăm bine tensiunea firului, astfel lucrarea nu se va îndoi. Acum voi continua cu alte 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3-lea picioruș scurt și voi începe înmulțirea cu nuanța de bleu deschis, însă o voi închide cu roz. Vă facem trecerea de la o culoare la cealaltă. Așa. Cel de-al doilea picioruș în corespondența acestuia. Este o nebunie întreagă cu schimbul acestor fire și voi continua cu 3 piciorușe scurte. Vom ține firele pe spate. 1, 2, cel de-al treilea, o mulțire. Nu uita că totul se lucrează în back loop. O mulțire, un picioruș scurt, voi începe următorul picioruș scurt și îl voi închide cu nuanța albastru închis. Tragem toate firele bine după noi, nu ne va ieși. Voi continua cu o mulțire, un picioruș scurt, 2, un alt picioruș scurt, să nu uităm că avem 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Controlăm, deci avem 1, 2, 3, o mulțire. Eu nu sunt expert precum acea doamnă, am văzut că lucrează foarte mult doar în această tehnică, însă putem să învățăm și noi. Și voi continua din nou, 3 piciorușe scurte. Cel mai greu este începutul, după aceea prima lucrare de acest tip, apoi ne obișnuim. Deci 3 piciorușe scurte, o mulțire, prindem firele pe spate, înmulțirea, voi continua, un picioruș scurt,
începe pe cel de-al doilea și îl voi închide cu nuanța bleu deschis. Tragem bine firele. Și apoi continuăm. Din nou, un picioruș scurt. Deci avem o mulțire, trei piciorușe scurte și vom încheia cu o înmulțire. Am ajuns și la capătul acestui rând. Trebuie să las firul un pic mai lejer, pentru că văd că se îndoaie un pic. Voi continua rândul următor, scot firul despărțitor și voi începe bleu. Voi face un picioruș scurt, cel de-al doilea, cel de-al treilea, deci voi face doar trei piciorușe scurte, pentru că vom închide cu un picioruș scurt. 1, 2, 3. Punem firul despărțitor. 3 piciorușe scurte. Acum voi face o mulțire. Acest rând constă în 4 piciorușe scurte, o mulțire. Mulțirea. Așa cum am spus, începem în acest mod pentru a crea rotundul perfect și voi face acum 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3. O mulțire. O înmulțire. Un picioruș scurt. Cel de-al doilea picioruș scurt, care îl voi închide în culoarea roz. Deci vom face schimbul de culoare. Tragem bine firele pe spate și continuăm. Cel de-al treilea picioruș scurt. Cel de-al patrulea piciorul scurt. Trag firele. O mulțire. Voiază.
încerca să lăs un pic mai lejer firul. Voi continua din nou cu 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Voi începe înmulțirea în culoarea roz și voi face primul picioruș, voi începe cel de-al doilea picioruș în corespondența celuiași spațiu, însă îl voi închide în culoarea albastru închis. Așa, după care continui din nou cu 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, unde este posibil lăsăm firul mai lejer. Strânge aici bine. Așa. Începe să prindă oarecum formă. Deci 4 piciorușe scurte. Voi continua cu o înmulțire. Să vom controla bine. Vom încerca să învățăm să controlăm bine tensiunea acestui fir, că este foarte, foarte importantă tensiunea firului. Și am făcut înmulțirea, voi continua din nou cu 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, înmulțire. Am început-o cu înmulțirea cu albastru închis. Voi termina cu bleu. Acesta. Și vom închide rândul cu un picioruș scurt. Așa cum am spus, dacă ți-aduci aminte, am lucrat 3 piciorușe scurte aici, urmate de mulțire. Avem 3 și cu 1, 4. Deci am ajuns bine. Acum vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. Să nu uităm firele din spate. Așa. 1. Cel de-al doilea. Punem firul despărțitor. În momentul în care am definit deja schimburile de culori, ne va fi foarte ușor. 2. Mi se pare că iese prea mult în evidență. Voi continua cu o înmulțire. Va fi un balamuc aici, sincer îți spun. Deci acest rând constă în 5 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Am
mulțirea, continui din nou cu 5 piciorușe scurte. 1, 2, să nu uităm firele din spate, 3, 4, 5, din nou o mulțire, 6. Vezi, dacă am început să simt un pic tensiunea firului, nu se mai îndoaie. Este mult. Este foarte importantă tensiunea firului. Deci am făcut înmulțirea, voi continua cu alte 5 piciorușe scurte, însă va trebui să facem și trecerea culorii. Voi începe pe cel de-al treilea și îl voi închide în culoarea roz. Și voi continua cel de-al patrulea picioruș scurt, cel de-al cincilea, o mulțire, voi trage acest fir albastru închis, așa, care nu se vede bine acolo pe spate. Voi continua din nou cu 5 piciorușe scurte, 1, 2, va trebui să facem pasajul de culoare. Încet, încet se îndreaptă, dacă vezi. Voi intra pentru a face primul picioruș scurt, însă îl voi închide cu nuanța de albastru închis. Deja se observă bine nuanțele și voi continua. Cel de-al doilea, 2, 3, 4, 5, o mulțire, piciorușe scurte, 1, cu firele mereu pe spate, 2, 3, 4, 5, înmulțire. Sper, am ajuns și la capătul acestui rând. Înmulțire. Așa. Ia să vedem. Da, începe să se îndrepte. Continuăm. Acum am ajuns 6 piciorușe scurte, urmate de o mulțire.
voi face primul picior scurt, această nuanță, îl voi începe doar, așa, și îl voi închide cu nuanța de bleu deschis, pentru a face trecerea de la o culoare la cealaltă și vom continua. După înmulțire, vom pune în primul picioruș rămiță despărțitoare, aici avem 4, voi face cel de-al 5-lea picioruș scurt, după care voi continua cu o înmulțire. Dacă aici vom închide rândul cu un picioruș scurt și continuăm, deci am făcut înmulțirea, continuăm 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 6 piciorușe scurte, 1 mulțire, 1 mulțire, continuăm, 6 piciorușe scurte, 1, 5, cel de-al 6-lea îl voi începe cu bleu și îl voi termina în roz. După care voi face înmulțirea. O înmulțire. Și vom continua din nou cu 6 piciorușe scurte. 1. Nu-mi plac deloc aceste fire.
unde? Place aici, e în mijloc, nu știu de ce. Pe măsură ce lucrăm se va aranja. Haideți să continuăm să lucrăm acest rând, deci o mulțire am făcut. Voi continua cu 6 piciorușe scurte. Voi începe cel de-al patrulea cu roz și îl voi închide cu albastru închis. 3. Așa, acesta este cel de-al patrulea. 4. Trage un pic firul. Și continui cu o mulțire. O mulțire. Acum rândurile, dacă vezi, sunt bine definite. Continuăm. 6 piciorușe scurte. Și închidem rândul cu un picioruș scurt. Dacă ți-aduci aminte, la început am făcut 5 piciorușe scurte. Cu acest al șaselea completăm seria de piciorușe scurte. În felul acesta se continuă pe întreaga lucrare. Deci ai văzut pasajul cum se face. Nu este chiar atât de greu. Cel mai greu este să înveți să controlezi tensiunea firului, pentru că vezi, chiar dacă eu lucrez de foarte mult timp, tinde totuși să se îndoaie. Acum eu voi lucra singură și, așa cum spuneam, tu poți înmulți cât de mult dorești. Nu uita să însemni fiecare rând, nu uita să faci alternanța. Deci un rând îl vei începe cu înmulțirea, rândul următor, dacă vor fi, de exemplu, 8 piciorușe scurte și o înmulțire, tu faci 7 piciorușe scurte, o înmulțire și vei încheia rândul cu un singur picioruș scurt. Deci nu va fi nimic greșit. Eu voi lucra singură și apoi voi face un alt scurt tutorial în care să-ți arăt modul în care vom închide lucrarea pentru a o fixa, pentru a-i da forma stabilă. Eu sper că de această parte vei fi mulțumită și uite că încet, încet s-a îndreptat lucrarea, vezi? Și ne vom întâlni. Din nou vreau să-ți mulțumesc. În cazul în care nu ai înțeles ceva, te rog foarte mult să îmi scrii.
O să dai comentariu chiar acolo, la secțiunea membri, unde vei urmări tutorialul. Te îmbrățișez cu drag, sper că ești mulțumită și voi continua. La revedere, o zi frumoasă, Natalia!